Imaginile dramatice au fost surprinse pe o plajă din stațiunea Mamaia. Turiștii spun că bărbatul, trecut de 70 de ani, a stat o vreme pe prosop, iar apoi a intrat în apă ca să se răcorească. Nu s-a aventurat în larg, însă la un moment dat s-a prăbușit din picioare. Oamenii au chemat imediat salvamarii și au sunat la 112. A făcut ceva pe infart, în apă. Era departe, intrase departe în apă? Sau... Cam până la piept. Da. Și s-a făcut rău? Da. A stat mult în apă, totuși? Nu știu, eu zicea că vreo două minute, un minut. Am sunat imediat salvarea și imediat au început procedurile de resuscitare. A căzut, i s-a făcut rău? Nu, din ce am înțeles de la ruda dânsului, s-a dus în apă și a stat, zice, dânsul vreo un minut și însă cu contactul cu apa, mă gândesc, nu știu sigur. El spune că are probleme cu tensiunea. Mai întâi salvamarii, iar mai apoi medicii de la ambulanță au încercat tot ce le-a stat în putință ca să-l readucă pe bărbat la viață. Au efectuat manevre de resuscitare aproape o oră, însă totul a fost în zadar. N-a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate. Aproximativ 30 de minute de manevre începute de echipajele de prim ajutor, plus cele 30 de minute de manevre de resuscitare efectuate de noi. Salvamarii îi avertizează pe turiștii în vârstă și care se știu suferinți de afecțiuni cardiace să nu se aventureze în larg, mai ales după ce au stat mult timp la soare. Totdeauna este bine ca persoane care sunt mai în vârstă să fie cu un însoțitor, să stea cât mai aproape de ei, pentru că li se poate face rău sau, eu știu, dacă au și probleme medicale, se poate interveni cât mai repede. Adâncimea apei era pe undeva între 70 și 100 de centimetri, aproximativ un metru. Adică e posibil să i se făcut rău. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost dus la morgă, iar medicii legiști vor încerca să stabilească, în urma necropsiei, cauzele decesului.